Printr-o intenție pe care am lansat-o anul trecut, astăzi am plăcerea să stau de vorbă în cadrul campaniei Femei fără filtre și fără limite cu o femeie care tot ce a creat și toată energia pe care și-a investit-o de-a lungul timpului a plecat de la dorința ca toate miracolele care îi se întâmplă femeii de-a lungul vieții să se transforme într-un moment de bucurie. Așadar, astăzi mă bucur să am alături de mine pe doamna doctor Mariana Ciupa. Bine ați venit! Bine te-am găsit, Ana Maria, și mulțumesc pentru introducerea frumoasă. Și eu vă mulțumesc din suflet și vreau să știți încă de la început că apreciem enorm că v-ați făcut timp, pentru că știm că în acest domeniu timpul este foarte prețios și ne bucurăm că ați acceptat invitația noastră de a descoperi cine este și omul din spatele a tot ceea ce faceți de zi cu zi. Doamna doctor, știu că aveți o experiență de peste 25 de ani în domeniul și că la finalul anului trecut ați deschis o nouă clinică. Cu toate acestea și cu toate rolurile pe care le aveți de îndeplinit, așa cum vă spuneam mai devreme, sunt curioasă să știu cine este femeia care stă astăzi în fața mea. Dacă ar fi să mă descriu în, nu știu, în câteva cuvinte, acelea ar fi: sunt mamă, sunt medic și sunt antreprenor. Și pe lângă aceste cuvinte, care mi se pare că definesc și niște roluri, dincolo de ele, femeia de zi cu zi, așa că nu trebuie să fie în rolurile despre care vorbeam. Sunt o femeie, probabil ca oricare alta, cu ambiții, cu aspirații. O femeie care încearcă să-și împartă viața profesională cu cea personală, și dacă în viața profesională și acolo e greu să împarți partea de medic cu cea de antreprenoriat. Și o să dezvolt poate puțin aici. Ca și medic încerc să mă concentrez pe ceea ce știu să fac eu cel mai bine din punct de vedere al meseriei mele. Vreau să fiu în permanență la cel mai înalt nivel, acolo îmi doresc să fiu în fiecare zi, iar pentru asta studiul constant e parte din viața mea și nu mă opresc din a mă perfecționa. Pentru zona de antreprenoriat m-am înconjurat de o echipă de oameni dedicați, de profesioniști cu care împărțim aceleași valori, cu care încercăm să stabilim și să implementăm ideile și proiectele noastre. Iar când vine vorba de viața personală, au fost multe situații în care am avut de ales între a merge la spital pentru a aduce pe lume un copilaș și a merge la ziua unuia dintre băieții mei. Dar încerc ca puținul timp pe care îl petrec cu familia să fie timp de calitate, să avem activități comune care să genereze amintiri plăcute. Și norocul meu este că familia mă susține necondiționat și cu siguranță fără ei nu aș fi unde sunt astăzi sau nu aș fi omul care sunt astăzi. Îmi spuneați că au fost momente în care chiar ați avut de ales între viața personală și viața profesională și chiar vreau să fac o referire în acest context, pentru că în mâinile dumneavoastră chiar stau vieți la propriu. Și în acest context sunt curioasă de unde vă găsiți toată energia și motivația să continuați ceea ce faceți, pentru că activați într-un domeniu cu o responsabilitate foarte mare. Așa este. Și în același timp, conform ceea ce mi-ați spus mai devreme, doriți să faceți parte și din familie, de timpul, să vă bucurați de timpul de calitate pe care îl petreceți. Și de unde vine toată această motivație să vă începeți ziua și să duceți toate lucrurile la bun sfârșit, să treceți prin toate rolurile pe care le aveți îndeplinit? Cred că mă motivează șansa de a fi mereu în preajma celui mai important eveniment din viața unei femei, miracolul nașterii.
șansa de a fi acolo de la prima bătaie de inimă a unui copilaș. Meseria mea e una dintre cele mai frumoase, dar fiecare zi e diferită, fiecare zi vine cu provocări, dar cu și mai multe satisfacții. Sunt convinsă că întâmpinați foarte multe provocări și tocmai de asta și întrebarea mea, dar pe lângă aceste provocări sunt convinsă că dumneavoastră, ca femeie, la rândul ei, deși sunteți prezentă în viața celorlalte femei, indiferent de etapa în care se află, ați trecut prin multe schimbări de-a lungul timpului. Dacă ar fi să alegeți un cuvânt care v-a ghidat viața până în acest moment, modul în care ați acționat și v-ați urmat cu încredere și pasiune această dorință care a stat la baza tot ceea ce faceți, care ar fi acela? Cuvântul acela ar fi cu siguranță empatia, pentru că cred cu tărie că nu există medicină fără profesionalism, nu există profesionalism fără empatie și acesta este motorul care mă face să merg înainte în fiecare zi. Acesta ar fi cuvântul. Care vă oferă energia necesară să continuați și care vă hrănește și vă determină. Da. Să faceți mai departe pași. Spuneam mai devreme, sau chiar la început, că anul trecut ați deschis recent clinica Feminine's Medical Center, dar știu că activați în acest domeniu de peste 25 de ani. Cu toate acestea, aș vrea să îmi spuneți, dacă puteți, să ne împărtășiți dincolo de filtre, dacă în tot acest proces și în decursul anilor ați întâmpinat vreodată un obstacol care ați crezut că s-ar putea să vă blocheze sau v-a pus într-o situație cu totul și cu totul dificilă, dar într-un final ați găsit o rezolvare. Care ar fi acela? În viața profesională, mă întrebi chiar acum, și sau personală, și personală? Pentru că, așa cum spuneam, suntem omul din spatele da. Rolurilor și ne influențează. Așa cum îți spuneam, meseria mea e una dintre cele mai frumoase, însă nu de fiecare dată lucrurile sunt roz sau albastre. Este o meserie care este plină de provocări, care vine cu riscuri. Sunt zile în care veștile sunt bune pentru paciente, dar sunt zile în care trebuie să dau vești proaste. Dar de fiecare dată cu blândețe și mereu cu speranță. Empatie, da. Astea sunt zilele grele pentru noi ca și medici, în care lucrurile nu sunt așa cum am vrea să fie. Iar în viața personală, poate că cel mai greu, cred că cel mai greu este să nu fii lângă copiii tăi atunci când ar avea nevoie de tine, pentru că așa cum îți spuneam, fix lucrurile care te ajută în carieră, profesionalismul, de exemplu, te țin departe. Fix lucrurile astea te țin departe de copiii tăi și de familia ta. De echilibrarea, cumva, a timpului pe care îl petreceți așa în e. Ambele contexte. Spuneați mai devreme că sunteți și mamă, dincolo de a fi medic, specialist și un om care este alături de femei pentru a aduce miracole în această viață și a le susține în fiecare etapă. Și pe lângă asta, sunteți implicată și în tot felul de proiecte. Știu că aveți și un program de sănătate pe care îl respectați cu strictețe, pentru că la ultima noastră întâlnire ne împărtășeați cu drag cum alergați de dimineață sau în weekend, după care veniți la clinică și faceți yoga sau pilates. Adică cumva aduceți și latura umană dincolo de cea medicală. Și mi-ați spus deja că este foarte greu să găsiți un echilibru, dar totuși, în momentele acestea, să spunem, tensionate, cum reușiți să balansați partea asta, indiferent de cât de mult v-ar susține familia? Încerc să fac lucruri care îmi plac și care mă fac să mă simt bine. Încerc să alerg săptămânal de 2-3 ori pe săptămână, să mă uit la un film care îmi creează o stare de bine, să citesc o carte care îmi place, lucruri care îmi creează o stare de bine. Deci cumva ieșiți și setați niște limite, ieșiți din rolul acesta de da. Medic și
vă duceți în rolul de femeie, până la urmă, de a vă trăi viața, de a vă aduce exact bucurii și energie în fiecare zi. Pentru că, până la urmă, sunt convinsă că oferiți foarte mult din energia dumneavoastră în interacțiunea cu da, pacienții. La rândul meu și eu am nevoie să o luați de undeva de și o stare de bine. Și acum, dacă ar fi să ne gândim la unul dintre cele mai importante lucruri pe care le-ați învățat, poate despre oameni, poate despre dumneavoastră, de-a lungul vieții și a tot ceea ce s-a întâmplat, putem să ne gândim acum la experiențele prin care ați trecut. Și ați rămas așa cu un lucru care poate este și astăzi în mintea dumneavoastră și după care poate vă ghidați sau din când în când vi-l mai amintiți și vă motivează, vă încurajează. Care ar fi acela? Pe primul plan, întotdeauna este să ofer starea de bine și de sănătate pacienților noștri. De aceea am încercat să creăm un mediu care să inspire siguranță, profesionalism, dar și un mediu cald în care pacientul să revină cu încredere și cu optimism. În fiecare experiență, eu încerc să iau partea bună. Din fiecare experiență am ceva de învățat. Sunt lucruri pe care nu le putem controla, dar sunt o persoană optimistă și am sperat și sper în continuare la tot ce e mai bun. Spuneați că încercați să fiți aproape de pacienți și să le creați acel cadru de siguranță în care să da. Discutați, mă gândesc, fără filtre, în raport medic-pacient, și așa vrea să discutăm și noi astăzi. Și aș fi curioasă, dincolo de dorința care a stat la baza tot ceea ce ați făcut până acum în acest domeniu, ce a fost înainte de asta, atunci când ați ales această cale să profesați în acest domeniu? A fost întotdeauna visul meu să-mi pot desfășura activitatea în clinica proprie. De aceea am deschis o clinică în urmă cu un deceniu. Dar am deschis acea clinică cu dorința de a face lucrurile diferit. Și am pornit de la un concept pe care îl amintesc întotdeauna. A gentle birth can change the world. Cum spuneam, e o meserie frumoasă. Am vrut să-mi creez un loc care să-mi fie drag. Un loc în care profesionalismul și empatia să se împletească bine. Un loc în care am crescut și în care m-am dezvoltat în ultimii ani, până când am deschis anul trecut noua clinică. Care arată minunat și este un spațiu atât de primitor și de încredere, încât că îți face cumva să vii de drag. Nu simți că vii la un consult, simți că ai acel familiar de încredere de care, în contextul acesta, sunt convinsă că este foarte, foarte mare nevoie. Așa am vrut să creăm un spațiu care să ofere o stare de bine pacienților noștri și, cum spuneai la început, să se bucure orice femeie, să se bucure de miracolele cu care a fost înzestrată în fiecare etapă din viața ei. Pentru că, până la urmă, este un proces și mă bucur că puteți să fiți alături de un număr foarte mare de femei. Da, și eu mă bucur că sunt sănătoasă și că pot să fac ceea ce îmi place. Îmi place foarte mult ceea ce fac. De asemenea, fiind ferm convinsă că interacționați cu foarte multe persoane, dar și cu diverse situații, pentru că, îmi spuneați mai devreme, sunt și momente fericite sau mai puțin fericite, însă încercați să găsiți totuși un strop de bine și acolo. Fiecare zi cred că vine cu provocări diferite și mai ales că mi-ați împărtășit o parte din povestea dumneavoastră de când ați început până cum s-a conturat acum ceea ce vedem în 2024. Aș vrea să știu ce înseamnă succesul acum, poate raportat la ce a însemnat succesul atunci când ați început sau cum s-a redefinit pe parcurs. Viziunea mea a fost întotdeauna de a avea o cu totul altă abordare asupra nașterii, pentru că de acolo a plecat totul. O viziune diferită însemnând că mi-am dorit să ofer o stare de bine atât nou-născuților,
dar și o stare de bine și de siguranță mamei. Așa că pentru mine succesul înseamnă miile de zâmbete ale... Acum îmi vine să plâng, ce să fac? Nu e nimic! Ne luăm un moment. Nu este foarte bine, vorbim fără filtre și fără limite. Nu pot să plâng în internet. Putem să facem orice, pentru că suntem fără filtre și fără limite. Și că pentru mine succes înseamnă niște lucruri, nu înseamnă... O să mă concentrez să-ți spun ce înseamnă. Noi putem să ne luăm o pauză. Fără filtre înseamnă să ne exprimăm și emoțiile și mă bucur că gândurile astea au venit și credeți voi să fie. O luăm de la capăt? Eu zic să nu, eu zic să continuăm așa pentru că este perfect în forma în care este și e foarte important și mă bucur că puteți să împărtășiți așa, din suflet. Mai ales când vorbim despre succes și nu-l asociem de cele mai multe ori cu financiarul, cu a deține, cu business-ul. Da, cu a deține ceva. Da. Când asociem succesul cu emoțiile în cazul ăsta și cu altfel de rezultate e... Da, pentru mine succesul se numără prin miile de zâmbete ale copiilor aduși de pe lume, prin ochii plini de lacrimi de bucurie ai părinților când își simt pentru prima dată copiii în brațe, emoția primei ecografii, a primei bătăi de inimă, a primului plâns al bebelușului, este o călătorie de cele mai multe ori de 9 luni în care creăm o relație medic-pacient și formăm o echipă în care încrederea este esențială. Mă bucur foarte mult că ați menționat acest lucru și sunt convinsă că în tot acest proces, care este frumos, se implică și latura asta umană, care nu are cum să vină, nu are cum să existe o separare și mă bucur. Așa pentru e. Că, dincolo de profesiile pe care noi le facem, indiferent că vorbim de domeniul medical, nu trebuie să uităm că, până la urmă, suntem oameni și mă bucur să văd oameni care își dau voie să fie... În adevăratul sens al cuvântului, oameni care simt, care oferă empatie și se duc dincolo de o comunicare profesională cu cei pe care încearcă să-i ajute, să îi ghideze. Spuneați mai devreme că ați trecut prin schimbări, atât la nivel de carieră, care sunt convinsă că v-au construit și construiți treptat atât omul care devine pe parcurs, dar și profesionistul din parte. Și așa să știu, există vreo valoare după care vi-ați ghidat orice tip de acțiune din această viață și de la care nu ați renunțat să vă abateți, indiferent de situație. Da, aceea e, așa cum ți-am spus, starea de bine și de sănătatea pacienților. Pentru mine, acest principiu este pe primul loc. Mi se pare că aveți un rol, nici nu știu cum să-l definesc, un rol foarte important. Și mă bucur că faceți parte din viața femeilor. Eu l-aș asocia chiar cu o superputere, pentru că, așa cum spuneați, dacă dumneavoastră puteți aduce bucurie femeilor, ele pot aduce la rândul lor bucurie în jurul lor și uite așa, întreaga lume poate deveni un loc măcar puțin mai bun, să sperăm noi. Dar gândindu-ne acum că toți suntem în tematica asta de fără limite și poate și corelat cu domeniul în care activați, dacă ați putea să aveți o superputere, care ar fi aceea? Mi-ar plăcea tare mult să nu existe boli, să nu existe copii care se nasc cu probleme de sănătate. Să aveți cumva puterea de a aduce această stare de bine în orice formă a ei. Da. Sunt convinsă că se reflectă și în viața reală într-o oarecare măsură. Așa e. Și mă bucur. Și dacă tot am făcut acest exercițiu de imaginație și am vorbit foarte mult despre ceea ce faceți și dăruiți altora, pentru că sunt convinsă că asta reflectă și în misiunea care stă la bază. Aș vrea să facem acum un exercițiu de imaginație pentru femeia care se află astăzi în fața mea, dar și pentru femeia din urmă, pentru că noi suntem
toate femeile și tot ceea ce ne-a construit de-a lungul timpului. Dacă îmi permiteți, aș vrea să mergem acum într-un moment, să călătorim puțin în timp, să mergem într-un moment din copilărie în care vă uitați la Mariana la o anumită vârstă, în care s-a simțit singură, descurajată, în care ați fi simțit că aveați nevoie de suport, de cineva să fie aproape, poate chiar să vă ofere o îmbrățișare sau un gând bun, dar nu a fost nimeni acolo. Și aveați puterea să fiți acum acolo lângă ea și să-i spuneți ceva. Ce i-ați spune? Când m-ai întrebat asta, m-am gândit că am fost norocoasă, cred, pentru că nu am trecut prin momente de genul ăsta în copilăria mea. Părinții mei au fost tot timpul alături de mine și prin prisma meseriilor lor puteau să fie mult timp cu copiii lor. Dar îmi vine în minte un citat care îmi place foarte mult, al lui William James, este un filozof și psiholog american, care spune că s-ar putea ca acțiunea să nu-ți aducă fericire, dar nu există fericire în lipsa acțiunii. Ce frumos! Deci nu vom ști niciodată ce se întâmplă dacă nu ne dăm dacă voie nu să facem, acționăm. Da, dacă exact. Nu facem acel ceva pe care vrem să-l facem. Și cred că vine cu foarte mare încredere, mai ales într-un context în care social media și toată partea asta din online reflectă, să spunem, doar un procent din ceea ce se întâmplă în viețile noastre și dincolo de rezultate și de toată munca care stă la bază, sunt și foarte multe provocări. Acum, dacă ar fi să ne întoarcem în prezent, pentru femeia care a învățat atât de multe în această viață, a oferit la rândul ei atât de multe, dacă ar fi să vă acordați un sfat, un sfat care poate să depășească chiar zidurile acestei locații, pentru că noi ne aflăm acum la Tempinii, dar sunt convinsă că interviul va fi urmărit de femei care poate au și ele nevoie să audă acest lucru. Dacă ar fi să vă dați un sfat la această vârstă, pentru femeia de astăzi, care ar fi acela? Sfatul ar fi de a continua să faci ceea ce faci, dacă faci cu pasiune, și să nu te lași influențat de răutățile sau discuțiile din jur. Pentru că de foarte multe ori acum ceea ce ai spus mă face să mă gândesc că ne punem și ne impunem propriile limite datorită lucrurilor pe care le auzim de la așa ceilalți e. Și care în cea mai mare parte s-ar putea să nu ne definească și să nu aibă legătură cu cine suntem sau cu valorile noastre. Da, din păcate, da, așa e. Și chiar mi-aș dori ca acest sfat să ajungă dincolo de ziduri și să ajungă la cât mai multe femei. Doamna doctor, eu vă mulțumesc că, în primul rând, v-ați dedicat timp și ați acceptat invitația noastră să fiți astăzi alături de noi. Și poate că cel mai important, chiar vi-ați permis cu adevărat să fiți fără filtre, indiferent de emoții, și să ne arătați ce este în spatele unui adevărat profesionist. Pentru că în spatele a tot ceea ce facem, trebuie să recunoaștem că suntem oameni. Și mă bucur și vă încurajez și vă urmăresc cu drag, pentru că mi se pare că această misiune de a le oferi femeilor o stare de bine pe care să o ia în toată evoluția lor și prin schimbările prin care trec, este cu adevărat minunată. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, Ana Maria! M-am simțit foarte bine cu voi astăzi. Mulțumim! Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit și că încă o dată ați stat aproape de noi pentru a descoperi povești fără filtre și fără limite și sper eu că au fost povești care v-au motivat, inspirat și, de ce nu, vă determină să le dați mai departe. Pe curând!